Bună seara! În cele mai multe dintre statele care au impus vaccinarea obligatorie, aceasta vizează populații țintite, cel mai adesea din domeniul medical. Dar există și țări care vor ca toți adulții să fie imunizați, arată o analiză a publicației Le Soir din Belgia, preluată de Rador. Vatican este printre statele în care vaccinarea este obligatorie pentru toată populația. Măsura a fost impusă încă din luna februarie. Alte state din Europa și nu numai impun vaccinarea pentru anumite categorii de persoane. Astfel, în Franța, până pe 15 septembrie, trebuie să imunizeze tot personalul din spitale, clinici și case de bătrâni, dar și profesioniștii și voluntarii care îngrijesc persoane în vârstă. Și în Grecia, vaccinarea va deveni obligatorie pentru angajații din azilurile pentru vârstnici, cel mai probabil din 16 august, iar pentru cadrele medicale din 1 septembrie. Această obligativitate există în Italia încă din luna mai, dar mai multe cadre medicale au contestat decizia în instanță. Și în Regatul Unit, guvernul a anunțat la mijlocul lunii trecute că vrea să impună o măsură similară. În Rusia, fiecare zonă impune propriile reguli. În Moscova și San Petersburg, din luna iunie, toți angajații din sectorul serviciilor trebuie să fie vaccinați. Și în Kazahstan, majoritatea angajaților care au contact cu alte persoane trebuie să imunizeze. Regula e valabilă deja de o lună. În Ungaria, premierul Viktor Orban a anunțat luna trecută că vaccinarea va fi obligatorie pentru cadrele sanitare, doar nu a precizat de la ce dată. În SUA, autoritățile din San Francisco au anunțat că vor cere celor circa 35.000 de funcționari ai săi să se vaccineze sub amenințarea unor sancțiuni ce pot merge până la concediere. Există și țări unde restricțiile pentru nevaccinați sunt de așa natură încât imunizarea este de fapt obligatorie. În Statele Unite, Casa Albă a decis că cei 4 milioane de angajați federali trebuie să fie ori vaccinați, ori să poarte mască în continuu și să se testeze regulat o dată sau chiar de două ori pe săptămână. Cei nevaccinați vor avea de asemenea limitări la deplasări. De asemenea, metropola New York anunțase că angajații din spitalele publice trebuie de la începutul acestei luni să fie vaccinați sau să se testeze în fiecare săptămână. Aceeași măsură trebuie să se aplice din 13 septembrie tuturor funcționarilor din oraș. În România însă autoritățile au spus că până acum nu se pune problema introducerii obligativității vaccinării.